Detalii noi despre divorțul Oanei Radu. Se vorbește tot mai mult despre despărțirea vedetei după doar 3 ani de la căsătorie. Artista și soțul ei au făcut primele declarații despre presupusa separare după ce au apărut mai multe zvonuri în ultima perioadă. Deși înainte erau foarte activi în mediul online și stăteau mai mereu împreună, în ultima vreme nu au mai fost văzuți amândoi, ceea ce a ridicat semne de întrebare fanilor. Oana Radu a mărturisit că nu este tocmai în cea mai bună stare și trece printr-o perioadă destul de grea, motivând astfel absența ei de pe rețelele de socializare. Vedeta nu a oferit detalii despre acest zvon, dar nici nu a infirmat informațiile. Guys, nu sunt așa prezent în online, fiindcă nu sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele. Sunt bine, doar că am nevoie de o pauză. Revin curând, a scris Oana Radu. După ce a fost bombardată cu telefoane și mesaje pe rețelele de socializare, vedeta a revenit cu un anunț pentru toți fanii ei. Deși a ținut să le spună tuturor că este bine, a evitat să vorbească despre divorț. Gagici și oameni faini, sunt bine. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și toată susținerea voastră. Revin curând cu vești și story time, a spus Oana Radu în mediul online.